care consiliere trei proiecte sau le trage pe ordine de zi, proiectul 7, proiectul 8 și proiectul 9 să le trase de către inițiator. Și se va introduce pe parcursul ședinței spre sfârșit un alt proiect cu care se venită. Un proiect care o să numiți propun votarea ordine de zi cu cele trei proiecte retrase și cu proiectul care l-a primit acum câteva secunde. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? O să dau citire ordine de zi. Proiectul numărul 1, proiect hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul de credit numărul 5 din 27-7-2006 încheiat între Unicredit Bank și Municipiul Onești, inițiator domnul primar Cantiuș, Nicolae. Proiectul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Onești pe anul 2017, inițiator domnul Cantiuș Nicolae. Proiectul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului venituri și cheltuieli al SC Domeniul Public și Privat pentru anul 2017, inițiator domnul Cătălin Nicolae. Proiectul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local cu 154 din 25 octombrie 2007, din aprobarea preluărilor bunuri imobile din administrarea serviciului județean de ambulanță Bacău, la administrarea Consiliului Local Onești, inițiator domnul primar Cătălin Nicolae. Proiectul 5, proiect hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local 149 din 25 octombrie 2017, privind aprobarea listei de prioritate pentru atribuirea în folosință gratuită unor spații pentru sediu sau alte activități persoanelor juridice construite în TN-uri, ordonanțe de guvern 26-2000 pentru trimestrul 1-2007 și a contractului de ale folosință gratuită, inițiator domnul Cătălin Nicolae. Proiectul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea programului cultural artistic Datin și obiceiul de iarnă 2017. Proiectul 7 și 8 a fost și 9 retras. Proiectul 10 care va primi proiectul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesării unui contract de concesiune și realizarea unui contract de concesiune domnului inițiator domnul Cătălin Nicolae. Și proiectul 8. Proiectul hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul permanent al Consiliului Local, aparatul societar al primarului, instituții serviciilor publice din suportarea Consiliului Local, precum și serviciului public comunitar local de evidența persoanelor publice, așa cum a fost aprobat prin aprobarea Consiliului Local, hotărârea Consiliului Local 167 din 22 octombrie 2017, inițiator domnul primar Cătălin Nicolae. Și proiectul, ultimul proiect, proiect de hotărâre privind predarea unui sector de drum național, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Onești, județul Bacău, administrarea Ministerului Transport, în vederea dezvoltării lucrărilor de reparație. O să intrăm în ordinea de zi. Are cuvânt domnul primar pentru prezentarea dispunerii de motive la proiectul nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul de credit numărul 5 din 27-7-2006 încheiat între Unicredit Bank România, ESA și Municipiul Onești. În anul 2006, Consiliul Local Onești a aprobat hotărârile numărul 22 din 18-4-2006 și 42 din 1-7-2006, în urma cărora s-a contractat finanțarea rambursabilă în vederea realizării obiectivului de investiții de interes local, modernizarea sistemului de termoficare a municipiului Onești. Fiind semnat contractul de împrumut intern numărul 5 din 27-7-2006 încheiat cu Unicredit Bank. Ca urmare a negocierilor purtate cu reprezentanții Unicredit Bank S.A., s-au stabilit condiții de creditare mai avantajoase, comparabile cu cele ale altor instituții bancare din piață, care trebuie incluse în contractul de credit numărul 5 din 27-7-2006, fiind obținută următoarea ofertă. Rata dobânzii va fi Euro IBOR 3M plus 1,75%, revizuibilă trimestrial. Rambursarea va fi
efectuată în 102 rate lunare, scăderea de maturitate a creditului o lună respectiv până la 31.05.2026. Având în vedere condițiile avantajoase propuse de UniCredit Bank, precum și necesitatea reducerii gradului de îndatorare a instituției în viitorul apropiat pentru identificarea contractarea unor noi credite financiare, pentru finanțarea unor obiective de investiții, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre privind ratificarea actului adițional numărul 2 la contractul de credit numărul 5 din 27.06.2006, încheiat cu UniCredit Bank. Vă mulțumesc! Potrivit prevederilor din legea numărul 215 din 2001, legea administrației publice locale publicată cu modificări și completările ulterioare, Consiliul Local de la Discuții privind dezvoltare economică socială, astfel, în temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2 și aliniatul 4 litera B ale articolului 45 aliniatul 2 din legea menționată anterior, precum și în temeiul legii numărul 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completările ulterioare, Consiliul Local a aprobat hotărârea numărul 22 din 18.04.2006 și hotărârea 42 din 9.07.2006, prin care s-a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile în vederea realizării obiectivului de investiții de interes local, modernizarea sistemului de termoficare a municipiului Onești. La nivelul anului 2006 a fost semnat contractul de împrumut intern numărul 5 din 27.07.2006, încheiat cu UniCredit Bank. În prezent, ca urmare a negocierilor purtate cu reprezentanții UniCredit Bank, s-au stabilit alte condiții de acreditare mai avantajoase comparate cu cele ale altor instituții bancare din piață, care trebuie incluse în contractul de credit numărul 5 din 27.07.2006. Această negociere s-a făcut deoarece dobânzile și comisioanele aferente împrumutului în perioada 2016-2017, în media dobânzii de achitate la cheful comunitate este Euribor la 3 luni plus 4,75%, iar rata lunară este de 32.000 de euro, 331 euro. Dobânzile și comisioanele și alte costuri practicate de alte instituții bancare sunt percepute la un nivel mult mai scăzut decât cele pe care le achităm în prezent la UniCredit Bank. Astfel, în urma ședinței de negociere, UniCredit Bank a prezentat o ofertă finală conform actului adițional numărul 2, cerută anexă la prezentul raport de specialitate cu următoarele specificații. Rata dobânzii va fi Euribor la 3 luni plus 1,75%, revizibile trimestrial. Rambursarea va fi efectuată în 102 rate lunare în valoare de 32.648 euro. Cadența de maturitate a creditului cu o lună, respectiv până la 31.05.2026, suma totală de rambursare la 31.07.2017, 3.330.147 euro. Având în vedere cele menționate anterior, privire la modificarea comisiilor de creditare de încheierea de act adițional la contractul de împrumut din termenul 5 din 27.07.2006, considerăm oportun să aprobați ratificarea actului adițional la contractul de credit numărul 5 din 27.07.2006, semnat între UniCredit Bank și municipiul Onești. Raportul comisiei. Avizul comisiei este favorabil cu unanimitate de voturi. Discuții pe marginea acestui proiect? Este de departe cel mai memorabil proiect al administrației de NARU, cel puțin până în 2026 o să ne aducem aminte în fiecare lună. Vă dați seama cât se putea face cu acești bani. E bine, să vă dea Dumnezeu sănătate și chiar nu sunt cinică să plătim împreună acest credit. Nu asta vreau să subliniez. Vreau să subliniez cât de important este ca orice investiție, ca orice proiect, ca orice credit pe care administrația îl face să aibă o fundamentare și să aibă o viziune pe termen mediu și lung. Este foarte grav că trebuie să plătim mai mult pentru astfel de proiecte și grav este nu faptul că s-a făcut acest proiect, ci faptul că acest proiect s-a făcut degeaba. Vorbea domnul primar despre un împrumut pe care intenționăm să-l solicităm anul viitor pentru drumul Rădeana. Este un lucru foarte bun și cred că aici nu vor fi probleme. Dar în condițiile în care gândiți astfel de proiecte, proiecte majore, cred că ar trebui să consultăm și populația, pentru că cu toții suntem cei care plătim acest credit. Este un lucru foarte bun și puțin nu știu exact ce presupune această diferență de dobândă. Este un lucru foarte bun că s-a făcut această renegociere și puțin mai mult decât deloc. Nu cred că este cineva împotriva acestui fapt. Să sperăm că nu o să ne mai întâlnim cu astfel de proiecte. Haideți să încep cu începutul, dacă pot începe cu început. Dacă ați fi fost de la începutul ședinței de Consiliul Local, adică nu ați fi întârziat 6 minute,
ați fi înțeles că nu mai este de actualitate creditul pentru refacerea segmentului de drum către Calea Înjodului până în acest moment. Pentru că ultimul proiect de pe ordinea de zi, când s-a citit ordinea de zi, ați lipsit. Este tocmai acel proiect prin care delegăm sectorul de drum către Ministerul Transporturilor. Să începem cu prima observație. A doua problemă. Sper să mai fie astfel de proiecte. Dumneavoastră spuneți să nu mai fie. Este un proiect care reduce o dobândă, practic o datorie pe care primăria, prin grija Consiliului Local, o are față de o bancă pentru o investiție făcută cu mulți ani în urmă. Investiție pentru care Consiliul Local atunci și-a exprimat un vot. Nici nu știu cine făcea parte din Consiliul Local și nu asta e treaba mea. PSD-ul, vă spun eu. Da. Știți mai bine, dumneavoastră sunteți mai întâi consilier local. Nu e, important e că de când sunt viceprimar și primar, niciun primar de dinaintea mea nu s-a gândit să reducă dobânda asta. Și nu o reducem cu 2 lei pe lună, pe an. Se reduce o dobândă cu aproximativ 500 de mii de lei pe an. 5 miliarde, pe înțelesul tuturor. Bani cu care se pot face multe în municipiul Onești. Imaginați-vă că pentru locuri de joacă, mobilier urban. Am alocat anul trecut aproximativ 250.000 de lei. Da? Și acum economisim 500.000 de lei. Bineînțeles că întotdeauna se găsește și o parte negativă sau mai puțin încurajatoare a unui proiect, a fiecărui proiect în parte. Nu aș fi avut intervenția asta pe tonul ăsta dacă nu aș fi simțit o anumită ironie așa în cele spuse, dar dacă dumneavoastră v-ați permis să faceți niște recomandări, permiteți-mi să vă fac și o recomandare, estimată colegă, și anume să respectați Consiliul Local și pe, nu numai Consiliul Local, pe primar, pe viceprimar, și pe angajații primăriei municipiului Onești care fac parte din cadrele de specialitate de asistă la ședințele de Consiliu Local și pe domnii ziariști și să veniți la ședințe la orele stabilite, adică nu cu 6 minute după. Vă mulțumesc mult! Mă scuteați ca să mai fac completările astea, dar trebuie să le fac ca să lipsim. Da, mă văd nevoită să revin și să spun că v-am felicitat pentru acest proiect, domnul primar. Și că nu a scos avem la ceea ce am spus eu, am spus să nu mai avem acest gen de proiecte, ca cel pe care îl avem astăzi, mă refeream la credit, la datoria și la renegocierea creditului, pentru care trebuie să plătim. V-am felicitat pentru această inițiativă. Îmi pare rău că n-am spus atât în acest aspect. Nu m-am criticat. Proiectul acesta are rolul de a reduce dobânda, deci datoria și astfel de proiecte care reduc în continuare. Deci nu e un proiect care creează o povară, un împrumut, ci este un proiect care reduce. Nu, eu mă refer la proiectul pentru care plătim, domnul primar. Nu, ați spus să mai existe proiecte ca acestea, ca cel de astăzi. Pentru care plătim astăzi. Vă exprimați puțin mai bine. Vreau. Nu vreau. Dacă nu mai sunt discuții, mă rog, domnul. Și eu am venit mai târziu și sunt unul dintre cei vizați de domnul primar, pentru că și eu am întârziat și îmi cer scuze că am întârziat, dar asta este. Mai avem și probleme de serviciu. Poate că ar trebui, dacă avem cam multe probleme de serviciu, să ne gândim să... Și eu am să mă gândesc dacă n-ar trebui să las pe altcineva care poate are mai mult timp pentru Consiliu. Proiectul a fost la comisia noastră. Noi am dat aviz favorabil și ca normal să dăm aviz favorabil având în vedere negocierile care au avut loc și faptul că practic el duce la o scădere a poverii acestui împrumut asupra municipiului Onești. Nu insist cum s-a făcut, ce s-a făcut, așa a fost timpul atunci, istoria și cei care vor veni după noi vor spune punctul de vedere dacă acest împrumut și această investiție a fost în beneficiul nostru. Dar dumneavoastră a spus că dumneavoastră ați făcut. Da, dumneavoastră ați făcut, dar oricare primar făcea acest lucru, în sensul că renegocia dobânda, pentru că... De ce nu s-au făcut până acum? Domnul, pentru că în această situație știm foarte bine că au scăzut aceste dobânzi.
De când? La toate băncile. De anul ăsta, de luna asta. Mai ales în anul 2016, 2017. Haideți că nu ca iar, o zi nu, e asta e. Iar, iar și motivarea din expunere este clar că dobânzile, comisiunile și alte costuri practicate de alte instituții bancare au fost percepute la un nivel mai scăzut. Da, este de o situație obiectivă. Nu chiar de 10 ani, nu știu dacă chiar de 10 ani. Dar e bine că s-a făcut și foarte bine că s-a negociat o reducere, zic eu, a dobânzii destul de mare față de cât era. Da, mulțumesc. Nu vreau să intru în polemică cu doamna Plătic, pentru că la TLC-ul nu este sistem de termoficat. Și probabil nu cunoaște ce înseamnă o comunitate cu 18.000 de apartamente să le încălzești în acest mod. Și când Guvernul României, la vremea respectivă, a transferat centrala de la Termo 1 cu alimentată, municipiul ar fi trebuit să rămână fără căldură. Consiliul local atunci a hotărât să facă tot ce se poate, să asigure energie termică populației și lucrul l-a făcut. Deci din 2003 până în 2013 s-a asigurat energie termică, acum sistemul este în conservare și când, oricând poate fi pornit. Cât privește creditul renegociat acum, este un lucru deosebit făcut de domnul Natiuc, pentru că a înțeles acest lucru și a pornit această negociere de la dânsul, nu din altă parte. Și un lucru foarte bun. La vremea respectivă, când s-a luat prin, era cea mai bună ofertă, pentru că economia atunci cât de cât funcționa, erau alte condiții, nu venise criza economică, lucrurile erau favorabile și atunci și fondurile alocate sau primite de Consiliul Local corectate erau mai bune. Este foarte bine că se face această renegociere și trebuie să votăm acest proiect de hotărâre. Mulțumesc! Domnul Cristian. O chestiune aș vrea să vă aduc și o discuție și cred că trecem ușor și peste un lucru. Nu pot să nu văd o similitudine între faptul că se întâmplă acest proiect și că primăria Unești are un nou director economic, o persoană mai tânără și cred eu cu o viziune bună și care, din punctul meu de vedere, are competențele necesare. Așadar, și felicitări și domnului Tărgungeanu pentru acest proiect. Da, vă mulțumesc și eu pentru felicitări. Înțeleg că au fost făcute și la adresa mea. Ironia am simțit-o. Da, da. Să știți că este un proiect care mi-aparține 100%. Domnul Tărugeanu e prezent aici în sală. Vorbesc fiind prezent în sală, nu vorbesc pe la colțuri. Da? Este o idee pe care am avut-o eu. Și este o idee pe care a adus-o la îndeplinire domnul Tărugeanu. Da, ideea a pornit de la subsemnatul. Sigur că da. Da, nu mai sunt discuții mari acestui proiect. Supun la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Împotriva acțiunilor nu sunt. Trecem la proiectul numărul 2. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Onești. Are cuvântul domnul inițiator. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că în contul de execuție bugetară au fost virate de către Consiliul Județean Bacău sumele necesare pentru decontarea lucrărilor de investiție la obiectivul lucrări de modernizare la secțiile Medicină Internă, Neurologie și Orele Oftalmologie din cadrul Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, impune rectificarea bugetului local al municipiului Onești. Având în vedere necesitatea efectuării unor cheltuieli de la bugetul local al municipiului Onești, în urma analizei efectuate de Serviciul Buget Contabilitate din cadrul instituției, s-a constatat că este necesară virarea de sume de la anumite capitole de cheltuieli unde este excedent la alte capitole de la care urmează a fi efectuate cheltuielile respective. Cu adresa numărul 20.071 din 14.12.2017, Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești comunică modalitatea structurii veniturilor realizate în anul 2017, precum și a cheltuielilor bugetare, ceea ce impune aprobarea de către Consiliul Local a bugetului de venituri și cheltuieli. Vă mulțumesc! Raportul comisiei, vă mulțumesc! Domnule și domnule consilieri, având în vedere prevederile următoarelor acte normative, și anume articolul 36, alineatul 4 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, cu modificări și completările ulterioare, articolul 3, alineatul 2 și articolul 49, alineatul 7 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificări și completările ulterioare,
Având în vedere că în contul de execuție bugetară au fost virate de către Consiliul Județean Bacău sumele necesare pentru decontarea lucrărilor de investiții la obiectivul lucrării de modernizare la secții medicină internă, neurologie și orele, oftalmologie din cadrul Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Oneș, se impune rectificarea bugetului local al Municipiului Oneș la capitolul 6602 Sănătate cu suma de 1682.000 lei. Cu adresa numărul 2966 din 7-12-2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală ne comunică influențele la sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cu valoarea de 24.000 lei. De asemenea, în urma analizei efectuate de specialiști din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate și Evidență Patrimoniu, s-a constatat că pentru efectuarea unor cheltuieli la anumite capitole este necesară virarea de sume de la alte capitole unde este excedent. Pentru a efectua suplimentarea la anumite capitole de cheltuieli, se impune diminuare de cheltuieli după cum urmează. Cheltuieli de personal la capitolul administrație locală minus 100.000 lei, la capitolul alte servicii publice minus 50.000 lei, la capitolul dezvoltare publică minus 50.000 lei, cheltuieli materiale la capitolul învățământ minus 285.000 lei, la capitolul cultură minus 100.000 lei. Suplimentarea de cheltuieli materiale se va face la capitolul dezvoltare publică cu suma de 1.072.000 lei, necesară de contării situațiilor de lucrări întocmite către SC domeniul public și privat Onești S.A., achitării facturilor de utilități și achitării către avis a serviciilor de salubritate și a decontării serviciilor de evaluare și evaluare a bunurilor aparținând domeniului public și privat. Modificări în structura bugetului local au intervenit și la capitolele de cheltuieli aferente anilor precedenți cu suma totală de minus 463.000 lei. Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Oneș a modificat bugetul de venituri și cheltuieli de anul 2017, în urma modificării structurii veniturilor bugetare realizate în anul 2017 și a modificării distribuției cheltuielilor pe articole bugetare. Bugetul rectificat al Municipiului Onești este prezentat în anexa numărul 1 la prezenta hotărâre. Lista de investiții modificată al Municipiului Onești este prezentată în anexa numărul 2. Bugetul rectificat al Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca este prezentat în anexa 3 la prezenta hotărâre. Față de cele menționate, rog să analizați și decizi în consecință. Acordul comisiei de hotărâre. Acordul comisiei este favorabil. Ascultă de mai la acest proiect. Doar o precizare, dacă îmi permiteți, anexa 1 a fost modificată, o aveți în roșu în fața dumneavoastră, ca urmare a unor deosebirea de sume ieri și astăzi venite la Consiliul de Țări. Da, suma totală 585.000 de lei și a fost împărțită pe capitole. Aveți varianta finală a anexei 1 în roșu. Precum și lista de investiții a fost modificată potrivit documentelor depuse. Discuțiile la acest proiect. Aveam o întrebare, am avut-o și la comisie. Ne va fi explicat colegilor noștri această suplimentare la capitolul dezvoltare de publică, sumă de 1.048.000 lei. Care este o caracter general. Cât am înțeles, este o sumă estimată a se plăti pentru luna decembrie. Exact. Doar o previziune, nu putem ști în acest moment o valoare exactă. Pe fiecare capitol care l-ați menționat dumneavoastră, cât de la acest, cât de la GGT, cât de la alte exacte credințe. Am înțeles, nu s-a spus. Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobare proiectul în forma prezentată cu modificările menționate către domnul secretar. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere de vot. Trecem la proiectul numărul 3, proiect hotărâre privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli al SCRL-ului public și privat în anul 2017. Vă mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că în bugetul inițial al SC domeniului public și privat Onești S.A. nu au fost cuprinse și veniturile realizate de societate prin prestarea serviciilor către terți, se impune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2017 cu suma de 345.944 de lei. Nota de fundamentare la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 a fost supusă analizei adunării generale a acționarilor, care a aprobat bugetul rectificat conform hotărârii IAGA numărul 20 din 13.11.2017. Potrivit competențelor sale, Consiliul Local Onești, în calitate de autoritate deliberativă, ce exercită în numele unității administrativ-teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societățile comerciale, hotărăște, la propunerea primarului, asupra aprobării bugetului de venituri și cheltuieli a SC domeniului public și privat Onești S.A.,
precum și asupra rectificărilor din cursul exercițiului financiar. Pentru aceste motive, vă rog să aprobați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile următoarelor acte normative, articolul 36 alineatul 4 din legea numărul 215/2001, comunicările și completările ulterioare, articolul 3 alineatul 2 și articolul 49 alineatul 7 din legea 273/2006, articolul 1 și articolul 4 alineatul 2 din ordonanța 26/2013, cu adresa numărul 10.679 din 15.11.2017, SECE, domeniul public și privat Onești S.A., ne comunică bugetul rectificat al societății cu suma de 345.944, reprezentând venituri facturate către diverse persoane juridice. În conformitate cu articolul 1 și articolul 4 aliniatul din ordonanța 26/2013, bugetul de venituri și cheltuieli al SECE de TPSA trebuie aprobat de către Consiliul Local. Bugetul rectificat al SECE de TPSA are la bază numărul fundamentare numărul 9317 din 29.9.2017, în conformitate de SECE de TPSA. De asemenea, bugetul rectificat al societății a fost aprobat în AGA conform hotărârii numărul 20 din 13.11.2017. Bugetul rectificat al SECE de TPSA este prezentat în anexa numărul 1 la prezenta hotărâre. Față de cele menționate, rog să analizați și să decideți în consecință. Comisia. Aviz favorabil din partea comisiei. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu ați să valez o... Deci că este un lucru pentru că DPP-ul găsește și alte soluții de finanțare pe detecție, lucru care noi cel puțin îl cerem de foarte mulți ani în Consiliul Local. Avea ultima perioadă de timp, s-a despre deschidere spre lucrări, nu numai pe primărie, cât și spre detecție. Deci ar fi indicat, cel din punctul meu de vedere, ca să dezvoltați această latură, sau duceți venitul astfel încât DPP-ul să nu depindă 100% de bugetul Consiliului Local, să funcționeze ca o firmă privată prin activități pe detecție. Că sunt persoane fizice, că sunt persoane juridice, că sunt atelul, nu contează, e important să aveți lucrări în acest sens. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt discuții, supun spre aprobare proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Până împotrivă. Abținem nu. Mulțumesc și la proiectul numărul 4. Vă rog, domnul primar. Mulțumesc. Modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 154 din 25 octombrie 2017 se impune pentru asigurarea funcționării activității de dispecerat din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Bacău, substația Unești, serviciul cu un regim special în preluarea și tratarea apelurilor de urgență. La momentul preluării imobilului din administrarea Serviciului Județean de Ambulanță s-a constatat imposibilitatea punerii la dispoziția serviciului a unui spațiu adecvat de către Spitalul Municipal Onești pentru această activitate și s-a ales soluția optimă ca dispeceratul să rămână în vechea locație ca o suprafață de 50 de metri pătrați pentru desfășurarea activității în regim de continuitate. În acest sens, este necesară modificarea HCL numărul 154 din 25 octombrie 2017, astfel încât să se aprobe preluarea în administrarea unui spațiu aferent clădirii suprafața de 300 de metri pătrați, diferența de 50 de metri pătrați, rămânând în continuare în administrarea Serviciului Județean de Ambulanță Bacău. Pentru aceste motive, vă rog să aprobați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc! Raportul despre cel care vă privire la hotărârea Consiliului Local numărul 154 din 25 octombrie 2017, prin care s-a aprobat preluarea în administrarea Consiliului Local Onești a unui spațiu clădire în suprafață de 350 de metri pătrați din administrarea Serviciului Județean de Ambulanță Bacău, va duce la cunoștință următoare. Urmarea procesului verbal de constatare numărul 5858-179 din 20.11.2017 privind punerea în aplicare a hotărârii de Consiliu numărul 154, s-a constatat imposibilitatea mutării serviciului de dispecerat, o structură specializată de preluare și tratare a apelurilor de urgență, plasată sub responsabilitatea serviciului de telecomunicații speciale, din locația unde funcționează acum, din cauza faptului că Spitalul Municipal Onești nu poate asigura un spațiu adecvat de desfășurarea acestui tip de activitate. Drept urmare, pentru a evita asistarea serviciilor de urgență de importanță vitală desfășurate prin intermediul substanției de ambulanță Onești,
Este necesar ca dispeceratul să rămână în vechea locație, cu o suprafață de 50 de metri pătrați. Drept urmare, trebuie emisă o nouă hotărâre a Consiliului Local pentru aprobarea modificării hotărârii 154, care se modifică așa. Articolul 1. Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Onești a unui spațiu clădire și teren aferent în suprafață de 300 de metri pătrați și a unei parcări în suprafață de 545 metri pătrați, situate în incinta Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, din administrarea serviciului de ambulanță Bacău, sub stația Onești. Restul articolelor rămâne schimbate. Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Raportul comisiei. Aviz favorabil. Comisia 1, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă aveți cuvânt sau discuții de mare acestui subiect, dacă nu, supun proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Proiectul numărul 5. În urma verificării documentelor depuse în susținerea cererilor de atribuire a unui sediu, Comisia de Verificare a constatat eligibile pentru atribuire spațiu pentru două organizații non-guvernamentale, Clubul Sportiv OK Sport Onești și Asociația Municipală a Pensionarilor Onești. Fiind stabilită lista de prioritate și a fost aprobată de către Consiliul Local prin HCL numărul 149 din 25 octombrie 2017. Astfel, pentru Asociația Municipală a Pensionarilor Onești s-a stabilit atribuirea unui spațiu situat în imobilul din strada Republicii numărul 43, însă din eroare a fost atribuită doar o suprafață de 35 de metri pătrați în loc de 190 de metri pătrați necesară, amplasată astfel, la etajul 1 o încăpere cu o suprafață utilă de 35 de metri pătrați și la etajul 3, 5 încăperi cu o suprafață utilă totală de 155 de metri pătrați. Pentru încheierea în condiții legale a contractului de dare în folosință gratuită, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL numărul 149 per 2017 în sensul arătat. Vă mulțumesc! Raportul specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit legii administrației publice locale numărul 205 din 2001, care prevede la articolul 124, pentru Consiliul Local și Consiliul Județene pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile, proprietate publică sau privată, locală ori județeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau utilitate publică ori servicii publice. Consiliul Local are atribuțiuni pentru serviciile sociale, pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială și pentru sport. Prin articolul 2, alineatul 2 din hotărârea Consiliului Local 149 din 2017 a aprobat atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 10 ani a spațiului situat în municipiul Onești, Bulevardul Republicii numărul 43, etajul 3, în suprafață de 35 de metri pătrați, aflat în proprietate privată a municipiului Onești, către Asociația Municipală a Pensionarilor din Onești, până la data de 31.10.2027. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 149 din 2017, în sensul că în loc de 35 de metri pătrați, suprafața totală atribuită în folosință gratuită este de 190 de metri pătrați, situate astfel, la etajul 1, o încăpere în suprafață de 35 de metri pătrați și la etajul 3, 5 încăperi cu o suprafață utilă de 155 de metri pătrați. Față de cele de prevederile legale și de mai sus și cele arătate, vă rog să să aprobați proiectul în hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Raportul comisiei. Raportul comisiei este favorabil. Și comisia 1 acordă aviz favorabil acestui proiect. Vreau să vă ascult pentru acest lucru. Doar o precizare, dispozitivul hotărârii se scrie în articolul 1, spațiul situat în municipiul privat de publice, etajul 1 și 3. Cele 5 spații sunt la etajul 1 și 3, deci modificăm. Da, și-o doar o nelămurire.
6 încăperi sunt considerate un spațiu? 6. Păi, înțeleg că una este la etajul 1 și 5 la etajul 3. Deci nu, maxim. 6 încăperi. La etajul 1, Asociația Pensionarilor au și un cearet unde se întâlnesc pensionarii și își rezolvă problemele financiare. La etajul 3, înțeleg că doamna consilieră... Juridic vorbind, 6 încăperi sunt considerate un spațiu sau e vorba de 6 spații? Spațiilor situate în municipiul Lovănești, suprafață totală de... S-a vorbit generic, spațiul în suprafață totală de... care este format din 6 lucruri, nu s-a mai specificat, dar toate... E ca necesar. Un apartament cu 6 camere. Dispus pe mai multe etaje și stai pe vertical. Astea sunt cu tău, două apartamente. Cei care au casă. Duplex. Da. Faceți ce menținuți. Nu lăsa pe duplex, stai pe etajul ăla și te dacă face menținea spațiile, considerați că... Pe mine nu mă deranjează, nu știu dacă este normal. Așa cum este formulat, nu știu dacă mai sunt alte solicitări, eu asta mă refeream. Dumneavoastră sunteți, aveți aparatul jurist, nu trebuie să faceți pe placul meu. Cum considerați? E o observație. Eu zic să ne hotărâm și să depășim acest moment. Ori cu spațiu, ori cu spațiu. E o decenie așa care mă apasă. Nu, din punct de vedere, da, observați. Domnule, deci acest proiect de hotărâre, nu ăsta, și ăsta, dar celălalt, este un exemplu de ceea ce să nu mai facem și nu trebuie făcut. Nu este vorba numai despre o eroare, că în loc de 60 de metri pătrați am scris 100. Este vorba despre o greșeală pe care a avut-o atât cei care au lucrat funcționarii, cel care a inițiat primul proces, comisia juridică care a avut să dea aviz, precum și Consiliul. Deci, în 29.05.2017, comisia mixtă, la cererea făcută de pensionari de a avea un sediu și cluburi, ca așa spun, propun spațiu din strada Republicii numărul 43, etaj 3. Nu etajul 1, unde aceștia aveau acel club. Se face raportul pe etajul 3, apare nu știu de unde 35 de metri pătrați, deși la etajul 3 sunt 155 de metri pătrați și 35 de metri pătrați sunt la etajul 1. Fiind la Comisia Juridică, eu am observat că nu există un proces verbal de delimitare, dar am mers pe buna credință a funcționarilor. Am dat aviz, Consiliul a votat și s-a văzut în cele din urmă că această hotărâre nu poate fi pusă în executare. Că se refera la un 35 de metri pătrat dintr-un 155 de metri pătrat de la etajul 3 și de la etajul 1. Și acum, este bună observația doamnei Cătălie. Pentru că, într-adevăr, nu putem vorbi despre un spațiu comercial din moment ce e situat și la etajul 1 și la etajul 3 și sunt 6 încăperi distincte. Părerea mea este că să nu mai este niciun fel de... Am văzut că acum, într-adevăr, a apărut acel proces verbal de identificare și, într-adevăr, așa sunt 190 de metri pătrați total, un spațiu compus din, nu știu, 6 camere și să-l identificăm. La etajul 1, o cameră de 35 de metri pătrați și la etajul 3, 5 camere. Ca să știe și oameni ce primesc în folosință. Gratuit. Oamenii ce primesc în folosință gratuită știu de mult. Și anume, nu numai că știu și folosesc spațiile acelea. Problema a apărut în alt moment. A apărut în momentul în care a venit Curtea de Conturi și se discută despre cheltuielile făcute vis-a-vis de întreținerea celor spații sau utilitățile ce trebuie plătite pentru funcționarea celor spații. De dragul unei bune activități,
pentru persoanele vârstnice s-a considerat și de către vechea conducere și de către actuala și sper că și de către viitoarea conducere a primăriei municipiului Ionești să se atribuie o suprafață astfel încât cât le-a fost necesar, atât li s-au dat. Nu le-a fost suficient spațiul de la etaj și s-au invocat niște motive legate de mobilitate, și anume ca la etajul 1 să aibă un spațiu administrativ, pentru că sunt persoane vârstnice, nu poate să urce până la etajul 3 și întotdeauna au mai apărut astfel de, să zic, de reglări locative, cu ghilimele de rigoare. Într-adevăr, trebuie să existe o ordine și puse foarte bine la punct modul cum se atribuie aceste spații, pentru că și din perspectiva curții sau camerei de conturi Bacău, pot să apare probleme. Noi am încercat prin acest proiect de hotărâre să clarificăm în acest moment situația locativă alocată acestui, mă refer aici la Asociația Pensionarilor din Onești. Vă mulțumesc! Da, se face rectificarea. Este aprobat atribuirea folosință gratuită pe perioada de 10 ani a spațiilor situate în municipiul Ionești, Brevardul Republic, în spață totală de 190 de metri, aflată în proprietatea municipiului Ionești către Asociația Municipală a Pensionarilor, până la data de 31.10.2027. Vă sunt discuții prima dată aceste subiecte. Dacă este ok cu favorabilul... Eu zic că sunt spați. Cu modificarea... este acceptată de... Da, da, sigur. ...de la domnul secretar, să pun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Da. Împotrivă, abținerea nu sunt. Trecem la următorul proiect. Proiect privind aprobarea cesiunii în contract de concesiune și extinderea în contract de concesiune. Eu am alt proiect. Proiectul numărul 6 este proiect privind aprobarea programului cultural artistic date și obicei. În municipiul Ionești se va desfășura pe data de 31 decembrie pe platou din fața primăriei municipiului Ionești un spectacol de prezentare a paradelor de obiceiuri și tradiții. Ca un adevărat festival, fiind și o importantă atracție pentru locuitorii municipiului și din împrejurimi. Această prezentare de datini și obiceiuri a fost făcută în fiecare an în municipiul Ionești, în luna decembrie, eveniment la care a participat un număr impresionant de formații din Onești și zonele limitrofe, precum Cetele de Urși și Irozi din localitatea Dărmănești, Comănești, Asău, localitățile. Manifestarea transformându-se într-un adevărat festival de atracție deosebită pentru locuitorii municipiului și din împrejurimi. Pentru susținerea acestui program cultural artistic, prin hotărârea Consiliului Local numărul 159 din 22.11.2017, a fost aprobată rectificarea bugetului local cu sumele necesare. Prin prezentul proiect de hotărâre se stabilesc condițiile de participare și cadrul legal pentru premierea participanților ce interpretează datii și obiceiuri de iarnă. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit articolului 36 al diatul 6, punctul 4 din legea numărul 215 din 2001 a administrației publice locale, Consiliul Local are atribuțiuni privind gestionarea serviciilor furnizate de către cetățeni, în exercitarea acestora, asigurând potrivit competențelor sale și în condiția legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind cultura. De asemenea, potrivit anexei numărul 2, capitolul 2, punctul 9 din legea 273 din 2006, privind finanțele publice locale, în lista de cheltuieli care se prevăd în bugetele proprii ale municipiilor, sunt cuprinse și cele referitoare la cultură, recreere și religie. Tradițiile și obiceiurile organizate de sărbătorile de iarnă sunt cele mai bogate și mai vesele dintre manifestările tradiționale din municipiul Ionești și nu numai. De la sărbătoarea Crăciunului până la anul nou au loc o serie de manifestări la care participă toată colectivitatea, artiștii impresionând prin costumațiile originale, muzică tradițională, mesaj și recuzite, cântecele de colin, urate, cu bușorul, jocurile cu măști, capra, arnăuții,
ursul, erozie și dansul căruților sunt un cer de un farmic de originalitate deosebite care îmbogățește repertoriul național. În acest sens, prin hotărârea Consiliului Local numărul 159 din 22.11.2017, a fost aprobată rectificarea bugetului local cu modificarea anexei numărul 11 a hotărârii Consiliului Local din 45 din 30 martie 2017. Față de cele prezentate, supun proiectul de hotărâre dezbaterii și aprobării Consiliului Local. Comisia 1 a avis favorabil. Discuție la acestui proiect. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul, vom prezenta. Cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la următorul proiect. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 10 a devenit 6 sau 7. Prin hotărâri anterioare au fost atribuite sub forma concesiunii suprafețele de teren menționate în anexa prezentului proiect de hotărâre pentru sporirea confortului unor locuințe, prin realizarea unei extindere a locuinței și a unui acces, benefice atât investitorilor cât și bugetului local. Deoarece au intervenit contracte de vânzare-cumpărare, se solicită cesionarea drepturilor de concesiune, așa cum sunt prevăzute în anexă. De asemenea, se solicită rezilierea unui contract de concesiune motivat de faptul că investiția nu a mai fost realizată. Având în vedere cele menționate, precum și atribuțiile conferite prin legea numărul 215/2001, Consiliul Local, privind darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau domeniului privat al municipiului Ionești, vă supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere atribuțiile Consiliului Local privind administrarea domeniului public și privat al municipiului Ionești prevăzute de legea administrației publice locale și de prevederile legii 50/1991 referitoare la regimul închirierii sau concesionării terenului aparținând domeniului privat aluate, cu posibilitatea transmiterii acestui drept în caz de succesiune ori de înstrăinare a construcției pentru a cărei edificare s-a obținut concesiunea, vă rugăm să hotărâți cu privire la solicitările de cesionare sau reziliere cu privire la dreptul de concesiune pentru următorii trei solicitanți. Domnul Mazilu Rizar, în calitate de concesionar al unei suprafețe de teren în vederea extinderii locuinței sale, ne aduce la cunoștință că începând cu data de 2/10/2017 a intervenit contractul de vânzare-cumpărare a locuinței, impunându-se astfel cesionarea contractului de concesiune. Domnul Ochiroș Andrei, în calitate de cumpărător al unui imobil al căruia acces a fost edificat pe un teren concesionat, ne aduce la cunoștință că, începând cu data de 14/6/2017, a intervenit contractul de vânzare-cumpărare în urma căruia se impune cesionarea dreptului contractului de concesiune. Domnul Brânceanu Dan Gheorghe, în calitate de concesionar al unei suprafețe de teren în vederea construirii unui balcon, ne aduce la cunoștință că, până în prezent, balconul nu a fost construit și că renunță la intenția de a-l mai construi, solicitând rezilierea contractului. Precizăm că obligațiile financiare aferente contractelor de concesiune anterior menționate sunt achitate la zi. Luând în considerare cele menționate mai sus, vă propunem spre analiză și aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Acordul comisiei. Aviz favorabil. Comisia 1 aviz favorabil. Dacă sunt discuții primare de acest lucru, dacă nu, unul a avut proiectul în forma prezentată, cine este pentru? Vă mulțumesc. Având în vedere organizarea examenului de promovare în gradul profesional pentru 4 funcționari publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului, propun Consiliului Local spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții. Raportat la rezultatele examenului de promovare susținut în data de 7 decembrie 2017, obținute de funcționarii publici, este necesară modificarea statului de funcții care constă în transformarea funcțiilor publice de execuție deținute de funcționarii publici care au promovat examenul într-un grad profesional imediat superior celui deținut. Pentru aceste motive, am mai sus menționate, am inițiat acest proiect de hotărâre și propun a fi adoptat în forma prezentată. Vă mulțumesc! Thank you.
Domnilor consilieri, domnule primar, domnule secretar, proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții ca urmare a promovării celor patru funcționari publici respectă prevederile legii 188/1999 privind statutul funcționarilor, hotărârea de guvern 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectă planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 comunicat Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. În baza prevederilor articolului 36 aliniatul 3 litera B din legea 215/2001, prin care Consiliul Local la propunerea primarului aprobă statul de funcții, vă rog să aprobați în forma prezentată și redactată proiectul de hotărâre expus. Mulțumesc! Raportul Comisiei 1. Aviz favorabil Comisia 1. Mulțumesc frumos! Avem discuții dacă mai sunt? Felicitări! Funcționează! Da. Așa și eu. Dacă nu sunt, supun spre aprobare proiectul. Cine este pentru? Vă mulțumesc, domnule președinte. Este un proiect care face referire la predarea unui sector de drum național proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantul din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Onești, județul Bacău, în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea executării lucrărilor de reparații. Este vorba despre drumul DN11A de la kilometrul 1+500 până la kilometrul 6+700, mai precis calea Ajutului, ieșire din Onești către Ajut. Vă mulțumesc! Raportul special. Stimați consilieri și stimați doamne consilieri, având în vedere faptul că o parte din sectoarele de drum aflate în administrarea Consiliului Local Onești au rămas în același stadiu avansat de degradare, datorită circulației intense de pe aceste drumuri, precum și datorită lipsei fondurilor necesare reparării acestora, se impune repararea de urgență, dar încât circulația să se poată desfășura în condiții de siguranță. Cel mai afectat consum de drum de importanță națională, este sectorul de drum național de 19A, care traversează municipiul Onești între kilometrul 1500 și până la 6700. De la sensul giratoriu, Carom, și până la limita municipiului Onești de Aljud, respectiv calea Aljudului. Pentru că valoarea estimată a reparațiilor este foarte mare comparată cu posibilitățile bugetului local, s-a impus identificarea unor soluții alternative pentru efectuarea lucrărilor. Astfel s-a convenit predarea acestui sector de drum din administrarea Consiliului Local Onești în administrarea Ministerului Transporturilor pe durata execuției lucrărilor. Partea de cele prezentate propun în Consiliul Local spre aprobare proiectul de hotărâre în formă prezentată. Faptul comisiei vă frumos. Nu a fost luată în discuție pentru că au venit. Ok. Dacă sunt discuții, cum are acest proiect? Am eu o întrebare. Vă rog. A câta oară dăm drumul? Asta nu dăm așa pe comisie. Bine, nu. Eu întreb așa, că nu, nici, nu mai știu. Știu că l-am dat la Ministerul Transportului, l-am dat la Ministerul... CNDNR. Cel mai plimbat. Sperăm că tura asta să fie cu... Vreau să fac anumite precizări. De mai multe ori am dat polurile pe drumul ăsta. Da, și drumul ăsta am eu. Important, să nu facem confuzii, că de asta riscăm să confund... Ministerul Dezvoltării. Da. L-am dat la toată lumea, numai că nimeni nu l-a primit. Trebuie să facem clarificarea asta. Ideea este următoarea. Banii necesari reabilitării acestui segment de drum sunt undeva la 2 milioane de euro. Există trei posibilități, după cum am spus. Buget local, foarte complicat, credit, la fel de complicat, sau alte surse de finanțare. După cum știți, sau am mai spus, acest proiect a fost depus pe PNDL 2. Fiecare localitate mare a primit un singur proiect de infrastructură rutieră. Vezi, municipiul Onești, podul de peste râul Troduș.
facem acest, sper cu sprijinul dumneavoastră să reușim acest transfer, adică să aprobăm această hotărâre de Consiliu, iar dacă până la aprobarea bugetului local al municipiului Ionești pe anul 2018 nu va fi o hotărâre de guvern care să facă referire la preluarea acestui segment de drum de la Consiliul Local Onești la Ministerul Transporturilor, atunci, în acel moment când vom aproba, când dumneavoastră veți aproba bugetul pe 2018, voi propune o altă soluție. Dar până atunci, cu ajutorul lui Dumnezeu, există șansa, chiar dacă e 1%, am datoria asta să o fac, să transfer, să începem transferul acestui segment de drum către Ministerul Transportor. Șansa poate să fie de 99%, eu zic 1%. Vă mulțumesc. Avem o certitudine că Ministerul Transportului dorește, mai vrea cu o piatră de moară de gât. Că eu nu ce vreți să... N-am văzut aici. Păi ce să vedeți? Ce ați fi vrut să vedeți? Că ne roagă cineva frumos să trăiască? Că ne roagă. Dacă sunt de acord, dacă noi facem această propunere... Ce vă rog eu frumos? Dacă am mai făcut, propunerea o fac eu. Dumneavoastră nu o faceți, eventual o aprobați, o votați. Rugămintea mea este să votați și voi face tot ce pot ca transferul ăsta să se realizeze până la aprobarea bugetului local aferent municipiului Ionești pe anul 2018. Dacă nu, este bila mea neagră. Mă rog. Se pare că este o ocazie importantă oferită municipiului nostru, având în vedere și schimbarea de optică a Ministerului Transporturilor legat de autostrăzi. Vedeți foarte bine, ieșenii se fac pe segmentul Iași-Cărbuneam, Stârgu Mureș, așa mai departe, și un deputat spunea, vrem să ajungem la Berlin. La Berlin au ajuns alții. Pe partea asta, Brașov, Onești, Bacău, este acum cu altă denzire, este prioritate pentru Moldova. Mai ieftin, mai rapid și ușor de executat. În acest context, foarte bine se rezolvă domnul dumneavoastră, este posibil ca noi să putem să facem acest transfer la Ministerul Transporturilor și pe o sumă de 1,5-2 de euro să facă acest capătul drum rămas neterminat. Neterminat din anumite considerente în grupa. Și eu cred că e bine să votăm acest proiect, ca lucrurile să meargă înainte. Mulțumesc! Și dacă nu se va întâmpla, tot merită încercat. Orice demers pentru a repara acest drum trebuie fructificat. Aceleași concluzii, ca să fiu cinstit, trebuie să recunoaștem că dacă există premize minime, merită să încercăm, mai ales că noi consilieri locali nu ne costă absolut nimic. Dacă am fi cheltuit vreo sumă de bani să facem vreo studiu SP sau altceva, era o chestie. E adevărat că optica Ministerului Transportului s-a schimbat și trebuie să ne bucurăm că s-a schimbat, pentru că s-a schimbat în bine pentru noi. Iar dacă declarațiile Ministrului Transporturilor nu vor rămâne fără eco, cred că avem premiza să spunem că ne-a pus Dumnezeu mâna în cap. Bine, e adevărat că e mult până acolo. Deocamdată sunt chestiuni scriptice de strategie cu această autostradă Moldova, dar dacă lucrurile vor rămâne în zona în care se prefigurează, putem să spunem așa cum am repetat, chiar dacă nu e o expresie potrivită, dar e ortodoxă. Chiar că ne-a pus Dumnezeu mâna în cap. Mulțumesc. Vreau să fac o completare, scuze, domnule președinte. Să știți că până acum s-a lucrat pe proiectul ăsta. Mă refer aici la domnul consilier, trebuie să știe acest aspect. S-a lucrat pe proiect. Suntem pe final să avem deja DALI-ul aprobat, realizat. Vom aproba apoi prin ședință de Consiliu Local, cred că indicatorii tehnico-economici. Pentru că în orice formulă vom merge, fie că îl vom repara pe credit, fie că îl vom repara pe buget propriu sau vom reuși să-l preia Ministerul Transporturilor, avem nevoie de acest proiect pentru calea ajutului și mulțumesc celor implicați. Cred că în aproximativ 2 luni jumătate sau 3 luni de zile am reușit să parcurgem toată documentația tehnică necesară acestui drum. În momentul în care mergi la ministere, fie că este Ministerul Dezvoltării, fie că e Ministerul Transporturilor, când mergi să discuți probleme legate de infrastructură, proiecte foarte
necesare pentru comunitate, nu poți să mergi cu vorbe goale, ci cu proiecte acolo. Din păcate, procedurile de achiziții publice necesare realizării unor astfel de documentații sunt. Nu sunt ele foarte greoaie, dar de obicei cei care participă, mă refer aici, fie că sunt consultați, fie că sunt constructori, încurcă de cele mai multe ori legea permițându-le să facă tot felul de tipuri, astfel că procedura să întârzie, câteodată să fie blocată de tot. Eu sper că veți vota acest proiect și sper ca până la buget să ne bucurăm de preluarea acestui segment de drum de către Ministerul Transporturilor. Vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt intervenții, supun proiectul, vă va prezenta cu cine este pentru. Vă mulțumesc frumos! În vedere cu ședință extraordinară, capitolul diverse nu există, decât închisă ședința. Dați-mi voi să vă urez sărbători fericite, Crăciun fericit și revin la dumneavoastră cu rugămintea ca pe data de 27 decembrie să aveți disponibilitatea să ne întâlnim pentru o ședință de Consiliu Local ordinară, a cărui subiect sau punct fierbinte pe ordinea de zi vor fi taxele și impozitele. Vă mulțumesc!